Emisiune oferită de Mobila Ardu Dana, Cofetăria Claus și produsele Boneo Huși. Gramofon cu Paul Surugiu Fuego. Eu am venit pe acest pământ să vă iubesc și să vă cânt. De dragoste și nopți dor din corul stelelor. Cu mine aduc doar cântece și multe nopți de dragoste. Cu voi trăiesc în cântul meu și așa va fi mereu. Norocul meu e dragostea, voi fi mereu în viața ta. Credința mea, norocul meu, ni-l ocrotește Dumnezeu. Norocul meu e dragostea, voi fi mereu în viața ta. Credința mea, norocul meu, ni-l ocrotește Dumnezeu. Eu am venit pe acest pământ cu glasul meu purtat de vânt. Chitările se aud mereu de dragul tău și al meu. În cântec e averea mea și lumii să-i o dau aș vrea. De mine să vă amintiți atunci când vă iubiți. Norocul meu e dragostea, voi fi mereu în viața ta. Credința mea, norocul meu, ni-l ocrotește Dumnezeu. Norocul meu e dragostea, voi fi mereu în viața ta. Credința mea, norocul meu, ni-l ocrotește Dumnezeu. Bine v-am găsit, sunt Paul Surugiu Fuego, iar norocul meu este acela că pot fi alături de cei pe care îi iubesc și le pot dărui muzica mea. Totuși, de când cu schimbarea completă a vieții noastre, a artiștilor, mi-e dor de publicul meu, de adrenalina aceea dinaintea fiecărei ieșiri. Fiecare artist există prin publicul său, desigur, cel real, stimați ascultători, cel care vine să te vadă la sală și să plătească bilet, cel care merge după tine prin țară, cel care te urmărește și te ascultă, însemnând și tu ceva în economia vieții lui. Cine spune că nu e așa, te minte.
Ei bine, și când tu ca artist ești nevoit să renunți la asta fără drept de apel, e un pic mai greu pe perioadă mai lungă de timp. Mai ales la mine, eu neavând niciodată perioade lungi de pauză. Dar îmi imaginez că lucrurile se vor așeza și lumea se va reorganiza și toți ne vom reveni privind mai aplicat și cu mai multă seriozitate darurile pe care le avem. Bine ați venit așadar în gramofonul meu cu amintiri. Vă încântă pentru început o creație Mihai Pokorski, sensibila Narcisa Suciu. Poate tu, poate eu. Poate eu, poate tu. Când spun da, tu spui nu. Cine oare a iubit mai mult, nu vom ști niciodată. Poate tu, poate eu, poate sufletul meu n-a știut să răspundă vreodată. Niciodată. Poate tu, poate eu, ne întoarcem mereu la iubirea ce n-a fost vreodată. Anii ce au trecut m-au adus înapoi în nopțile grele și reci.
prin lume ca o rachetă. Tu spui că visez, dar eu tot pedalez. Soarele și luna râd cu noi într-una. Nu cred că visez, văd ce și tu vezi. Dragi prieteni, ați ascultat-o pe Loredana Groza în duet cu Nadim. Felicitări pentru acest șlagăr. Nu știu dacă știați, dar ca și mine, în România și în lume există artiști care au pe lângă profesia principală și alte pasiuni. De exemplu, eu pictez și, slavă Domnului, am avut tot timpul în cadrul stării de urgență să fac asta. Dincolo de muzică și televiziune și actorie, îmi place la nebunie să pictez. Marele Leonard Cohen era un formidabil poet și scriitor. Același lucru se întâmplă și cu Bob Dylan, care a și câștigat un premiu Nobel pentru literatură. Anthony Hopkins este un formidabil compozitor, varsurile sale celebre fiind interpretate în toată lumea, iar celebra Amanda Lear pictează portrete speciale de ani de zile. Le găsiți pe internet și le puteți vedea. Sunt și la noi artiști care pictează, precum Marian Ionescu de la Direcția 5 sau Tudor Turcu, Analesco sau Pompilia Stoian. Pasiunile sunt dincolo de orice altceva descătușări ale firii și dacă le aveți, nu ezitați să le îmbrățișați. În câteva minute vă propun un interviu de colecție cu o mare soprană a românilor și alte surprize muzicale. Mulțumesc partenerilor mei fideli, Mobila Ardudana, Cofetăria Claus și produsele Boneo Huș. Vă propun acum rubrica Drag de poezie și versuri speciale scrise de Narcisa Vădănei și revenim imediat. Din Drag de poezie în gramofon. Poți să mă cruți de vreme, voi sta înalt, să știi, și ai să-mi rămâi poeme din câte vor mai fi. Poți cu a ta iubire întregul să-l dobori, în mine, în neștire, sunt alte sărbători. Poți frumusețea noastră la alții să o împarți, dar n-ai să poți, sihastră, de ea să te desparți. Când plângi în întuneric, eu te păzesc de frig. Poți chiar atunci, coleric, să nu mă lași să strig. Poți să-mi aduci și viață și câte-s pe pământ, dar nimeni, nimeni nu te învață să fii de neînfrânt. Și poți, din când în când, în loc de moștenire, să-mi mulțumești, tăcând, tăcând să-ți fiu privire. De vei pleca să iei cu tine doar nopțile în care noi am fost nemuritori. Uitarea vine, te rog să-mi spui acum ce am. Hey!
Dragii mei, probabil ați recunoscut legendara trupă Iris și, desigur, vocea invitatei mele de astăzi, care este una dintre cele mai apreciate soprane ale românilor. Cu eleganță, ea și-a definit parcursul cu seriozitate și profesionalism. O divă în adevăratul sens al cuvântului, dumneaei a dovedit că succesul în artă stă întotdeauna în deschiderea pentru frumos, în făurirea idealurilor și în decența de a trece prin profesie cu măsură și un dram de curaj. Este discretă, onestă cu sine și cu publicul său, cu o voce de aur și o tehnică inconfundabilă, ea este dincolo de scenă, spirit boem, o înaltă și justă pasăre a verticalității, păstrând mereu o vorbă așezată la locul ei, ascultând, iubind frumosul, încercând la fiecare pas să-l îmbrățișeze. Bine ați venit în gramofonul meu, stimată doamnă Felicia Filip. Bine v-am găsit, cu toată dragostea. Vă mulțumesc pentru că astăzi sunteți alături de noi la Național FM. Iar pentru început aș vrea să vă întreb oare ce se întâmplă în perioada următoare cu Opera Comică pentru Copii, instituție a cărui manager sunteți? Mulțumesc de întrebare, îmi face mare plăcere. Și Opera Comică pentru Copii este tot atât de activă și în această perioadă. Vă amintesc faptul că încă din prima zi de carantină am prezentat online o premieră live cu un titlu de referință în luna operei, Cenușăreasa de Gioachino Rossini, și apoi la scurt timp, după această primă premieră live, o altă premieră cu baletul Scufița Roșie. Vreau să vă felicit pentru toate proiectele de acolo. Am văzut multe, printre care Sunetul Muzicii. M-am simțit un adevărat copil și vă felicit pentru toate realizările de la Opera Comică. Vă mulțumim și este practic acest frumos compliment. Se adresează tuturor copiilor, să spunem, ai Operei Comice pentru Copii, acești oameni minunați ce fac posibilă viața frumoasă și retrăirea copilăriei pentru toată lumea. Ce vreau să vă spun în continuare este faptul că suntem în activitate ce nu s-a oprit nici o clipă. Astfel, imediat ce am intrat în această perioadă sensibilă, am lansat aplicația operacopilor.ro, unde pot fi vizionate peste 30 de titluri din repertoriul curent, dar în același timp pot fi urmărite în continuare, pentru că viața atelierelor noastre este de când a început managementul meu. În continuare, deci, sunt atelierele noastre, fie că e vorba de balet, scenografie, canto, cor, dans, filme și doamne câte altele. Noutatea fiind că pe această perioadă s-au adăugat altele. Și v-aș aminti câteva. De exemplu, o joacă ce se cheamă, o noutate ce se cheamă Leașa cu gust, care este o continuare a unei alte idei, Micul grădinar. Leașa cu gust este, dacă vreți, un duel, sau mai bine zis, un duet, pentru că ne aflăm la Opera Comică, cu îndrăgita Laura Costoi și Emil Pantelimon. Leașa cu gust, din vorba despre ce altceva decât plante, legume și alte elemente ce constituie hrana noastră, dar combinate într-un fel tainic, să spunem, găsit doar aici la Opera Comică pentru Copii. Apoi am inventat de curând o comunicare directă între spectatori și personajele lor preferate din spectacolele noastre, care se cheamă Alo, Opera Copiilor. E suficient să formezi un număr de telefon și la capătul firului îți răspunde chiar personajul îndrăgit și așteptat cu care să poți comunica. Apoi să vă mai spun că avem, de exemplu, duetul instrumentelor, urmat de duetul vocilor, în care spectatorii mici și mari află tainele acestor concurenți numiți vioară, fagot, soprană, tenor și câte altele. Apoi, artiștii noștri nu s-au oprit nici un moment și am putea spune că au susținut studiul, învățarea rolurilor noi pentru viitoarele noastre premiere.
aș spune că v-am răspuns la întrebare dintr-o suflare, dar sunt multe, multe lucruri de spus și de pus în lumină, multe jocuri și acțiuni, activități pe care Opera Comică pentru Copii le desfășoară și apoi multe alte jocuri ce se lipesc, ce se așează, se alătură în activitatea noastră. Stimată doamnă Felicia Filip, știu că în ultimii 2 ani ați revoluționat la propriu zona artistică din România cu producții, desigur, impresionante. Eu sunt curios să-mi spuneți cum se împacă rolul de soprană cu cel de manager. Privesc acest rol al managerului ca pe o prelungire a celui de solistă, pentru că am cântat și cânt pe 4 continente, pe mari scene ale unor mari teatre din lume. Și odată cu repetițiile și spectacolele, am avut prilejul să cunosc sistemul lor de organizare și funcționare ale acestor mari lăcașuri de cultură. Astfel am putut să iau cunoștință cu modalitatea de concepere a unei stagiuni, a programării repetițiilor, a funcționării atelierelor și a birourilor. Și toată această experiență pe care am acumulat-o, plus concepția proprie, le pun acum în practică la Opera Comică pentru Copii. Am înțeles. Dar oare cum credeți că ar fi arătat viața dumneavoastră, viața Feliciei Filip, fără muzică? Poate exista viața adevărată fără muzică? Muzica înseamnă armonie, sensibilitate, rigoare, sănătate și iubire. Într-un moment sau altul al vieții, omul se lasă purtat de această artă fără seamăn de frumoasă. Omul cântă și la bucurie și la tristețe, când este îndrăgostit sau chiar atunci când pleacă la război. Eu nu îmi pot imagina viața fără muzică, deoarece de când mă știu, în casa mea a răsunat muzica. Încă din clasa 1 primară am început studiul viorii, frații mei au studiat fiecare câte un instrument. Apoi am urmat liceul de muzică, universitatea de muzică și am intrat apoi în viața muzicală. De curând am abordat și cariera universitară muzicală și, în fine, cea de manager a unui teatru muzical. Credeți oare că mi-aș putea imagina viața fără muzică? Stimată doamnă, alături de maestrul Cristian Mihăilescu, de atâția ani trăiți o superbă poveste de dragoste bazată pe respect și complicitate. Există oare un secret al longevității într-o istorie de iubire? O istorie, o poveste de dragoste este un dar minunat de la Dumnezeu. Dar când ea, dragostea, rezistă timpului, va chiar devine din ce în ce mai puternică, aceasta ține de domeniul miracolului. Dragostea trebuie să evolueze neîncetat, atingând, spun eu, cel mai înalt sentiment uman, iubirea. În timp ce dragostea reprezintă o alchimie dintre două persoane, surpriza, atracția, poezia, iubirea le duce pe toate acestea la sublim, la contopirea unei ființe cu cealaltă până la identificare. În cazul nostru, al meu și al lui Cristian, se adaugă circumstanțe favorizante, în sensul în care avem profesii complementare. Eu sunt artista din lumina reflectoarelor, iar el este regizorul, magicianul din penumbra sălii. Circumstanțele favorizante de care aminteam pot continua. Ne-am cunoscut pe scena Operei Naționale din București, unde am cântat împreună atunci când el era solist, și continuă și astăzi aceste circumstanțe când schimbăm idei, el fiind, după cum știți, directorul, managerul de succes al operelor din Constanța și Brașov. Da. Prețuirea și admirația pe care ne-o purtăm reciproc, dorința fiecăruia dintre noi de a-și pune în lumină partenerul și, nu în ultimul rând, simțul umorului, care rezolvă micile probleme din fiecare zi. În sensul acesta, acestui tablou pe care am încercat să îl
pictez, să spunem, urez tuturor celor ce ne ascultă acum să-și poarte dragostea până la sublim, adică până la iubire. Stimată doamnă, vă mulțumesc că ne-ați fost astăzi aproape. Și eu vă mulțumesc, vă felicit și aștept cu nerăbdare să ne putem întâlni pe scenă și să întâlnim împreună publicul, acest minunat suflet atât de mare, atât de frumos, ce ne face să existăm împreună și astfel vorbind putem spune că unii fără alții nu putem exista, nu putem trăi, nu putem iubi, nu putem cânta. Dragii mei, doamna Felicia Filip mă uimește cu căldura, cu eleganța și deschiderea ei și mă onorează faptul că a acceptat invitația mea de a fi parte a concertului meu special simfonic, pop simfonic, de pe 10 octombrie la ora 20 la Sala Palatului din București, alături de Orchestra Metropolitană și Corul Acustic, dirijate de maestrul Daniel Jinga. Ne cântă acum în gramofonul meu doamna Felicia Filip.
Senzațională voce! Mă gândeam acum cât o ascultam pe doamna Felicia Filip după discuția noastră că trebuie să vă recomand pentru când se va juca musicalul Mamma Mia, varianta românească, cu o mulțime de artiști buni și cu muzica celebră a celor de la ABBA. Eu l-am văzut de vreo 10 ori la Londra și în America, în variantă originală și desigur de o mulțime de ori filmul cu Meryl Streep. Chiar e o încântare. Mulțumesc așadar partenerilor mei fideli, produsele Boneo Huș, mulțumesc familiei Ciupilan, Mobila Ardudana, mulțumesc familiei Păcurar și desigur cofetăriilor Claus, mulțumesc familiei Adam. Acum cântă pentru dumneavoastră în cadrul gramofonului meu trupa Supermarket și Clipe Perfecte. Mi-aduc aminte și acum era de ziua mea, în urmă cu 3 ani. Cu dragoste m-ai sărutat și mi-ai spus la mulți ani. Mi-ai dat o felicitare în care era scris așa: lumea îți urează vorbe goale, eu îți doresc să ai parte doar de clipe perfecte în viața ta. Trăiește cum nimeni n-a visat și nu va visa. Orice ai alege, nu regreta, regreta. Învață că totul este numai în mintea ta. Clipe perfecte, clipe perfecte, numai în mintea ta. Clipe perfecte, perfecte. Și trebuie să-ți mulțumesc, m-a ajutat enorm felicitarea ta. Atât de multe s-au schimbat de atunci în viața mea. Cel mai complicat e să fii simplu, asta am învățat. Și să îmi imaginez că timpul nici n-a existat vreodată. Clipe perfecte în viața mea. Continui să cânt ca și când nimeni n-ar asculta. Nu am ce pierde, mi-e bine așa. Mereu voi alege să fiu liber în lumea mea. Clipe perfecte, clipe perfecte, liber în lumea mea. Clipe perfecte, clipe perfecte, acele momente în care gândurile sunt absente, în care vorbele te lasă în pace, iar vocea din tine tace. Ochii pot fi închiși dacă sufletul e deschis. Nu-ți interzice nimic din tot ce ți este permis. Clipe perfecte, clipe perfecte, perfecte, clipe perfecte, clipe perfecte, clipe perfecte, clipe perfecte, clipe perfecte. Lui tu nu mi-ai plecat. A, 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 a.
și ca el e dragostea mea. Da, 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 da. Eu din pomul viselor creangă uneori și visul plânge, însă când regretele îți alungă umbrele, lumini răsar. Uite, dincolo de nori e soare. Superbă vocea Marinei Voica, o felicit pentru glasul minunat. Știați, dragi ascultători, că îmi place să vă spun din când în când recomandări din cinematografie? Eu fiind un pasionat de filme și seriale. Ei bine, azi vă propun două serii captivante, urmărite recent pe timpul pandemiei. Una e celebră deja, Fabrica de Bani sau Casa del Papel, povestea emoționantă a unor spărgători la nivel înalt care creează planul perfect pentru a jefui Banca Spaniei și monetăria de stat. Dar interesante sunt caracteristicile personajelor, dialogurile, acțiunea și, desigur, suspansul. Cealaltă se numește Lista Neagră, un fel de serial polițist care aduce cu celebrul Kojak de odinioară, o producție care te ține cu sufletul la gură și care spune tot felul de povești interesante cu intrigi și schimbări de situație. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că ne-ați fost și astăzi aproape, ne reauzim mâine cu un gramofon al cântecului popular de la ora 19 la Național FM. Vă aștept pe pagina mea oficială de Facebook Gramofon cu Paul Surugiu Fuego, acolo unde Ana Maria Halalai are cele mai frumoase poze pentru voi, dar și pe canalul meu oficial de YouTube Fuego Paul Surugiu, unde puteți urmări această emisiune și, desigur, muzica mea. Așadar, ne reauzim, vă iubesc! Ochi de ceară, timp de vară, lumea în culori, construim picturi de vise până în zori. Simt cum inima-mi presaltă, gânduri mă cuprind, luna-n clipe o topesc și pot spune te iubesc. Vino, hai, vino iară, vino pe strada mea, să ne amintim ce bune amici eram cândva. Vino, hai, vino iară, vino pe strada mea, dă-mi mâna și împreună în ploaie vom dansa. Vino, hai, vino iară, vino să-mi spui mereu, vino să împărtășim lumini din chip. Pe pământ, pentru a-ți spune că mi-și taripă și cânt. Te iubesc mai mult ca viața, așa-mi face legământ. Și iubirea te-ar putea cu dor ne-ar îmbrățișa. Vino, hai, vino iară, vino pe strada mea, să ne amintim ce bune amici eram cândva. Vino, hai, vino iară, vino pe strada mea, și împreună în ploaie vom dansa. Vino, hai, vino iară, vino să-mi spui mereu, vino să împărtășim lumini din chipul meu. Vino, hai, vino iară, vreau să fii a mea, vreau pe veci să ne împletim cu nu-i de stea.
Vino să împărtășim lumini în chipul meu. Vino, hai, vino iară, vreau să fii a mea. Dă-mi mâna și împreună în ploaie vom dansa. Dă-mi mâna și împreună în ploaie vom dansa. Dă-mi mâna și împreună în ploaie vom dansa. Emisiune oferită de Mobila Ardu Dana, Cofetăria Claus și produsele Boneo Huși.